FC Unirea Câmpina este oficial campioană de toamnă. Așa cum era de așteptat, meciul cu Aventul Măneciu a fost unul greu, tensionat, având în vedere că oaspeții sunt o echipă bună clasată pe primele locuri. După ce prima repriză s-a încheiat cu 0-0, în minutul 80 a venit și golul înscris de jucătorul cu numărul 8, Liviu Cernea. Sunt mulțumit. Trebuia să pice golul. Mă așteptam să fie greu. Sunt la oricum, e bine. Suntem campioni acum. Suntem campioni, eram campioni și înainte de acest joc, indiferent de rezultat, dar e mult mai bine așa. Sunt 7 puncte, trebuie să le gestionăm bine. Nu sunt foarte multe, o să fie greu returul, dar o să ne pregătim și mai bine și eu sper să se duce până la capăt, să ne îndeplinim obiectivul. Cu toate că am avut posesie mai puțină, consider eu că ar fi fost echitabil un rezultat de egalitate. Din păcate, la această oră, Aventul Măneciu a avut mari probleme de echipă, în cauza a avut 4-5 jucători care au jucat accidentați grav, deci nu ne-am putut exprima la potențialul real. Asta e fotbalul, le doresc baftă celor de la Unire și mergem înainte. Și acest ultim meci a fost câștigat de Unirea Câmpina cu scorul de 1-0. Emoțiile au fost mari și în tribune până în ultimul minut. Suporterii câmpineni nu au fost departe de echipa lor și sunt mândri de rezultate. Aventul Măneciu nu a fost în cea mai bună formă în a doua repriză. Cum aș putea să mă simt când echipa are în palmare de 17 etape, are două egaluri și restul mai victorii? Vă dați seama că sunt foarte bucuros de ei, de jucători. Și sper că oamenii care din Câmpina care au venit la meci să înțeleagă că noi facem acest sport, îl facem chiar de cu plăcere și îl facem special pentru ei. Conducerea Unirea Câmpina are o mare satisfacție, mai ales că rezultatele obținute pe întreg parcursul campionatului au arătat pregătirea intensă a jucătorilor.